Covorul roșu a fost așternut pentru a 70-a oară la Cannes, Festivalul Internațional de Film de pe Croazet a debutat cu un sărut pasional între Monica Bellucci și colegul ei de prezentare. Vedete una și una au defilat prin fața fotografilor înaintea ceremoniei de deschidere a festivalului, care a debutat cu Stingul, căci prima peliculă prezentată aici nu a impresionat criticii. Monica Bellucci, pasională și senzuală la 52 de ani, ca și până acum. Publicul din sala Lumiere a făcut ochii mari de mirare, în timp ce actrița îl săruta cu foc pe norocosul ei coprezentator Alex Lutz, într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film italian. Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Bravo! Festivalul a fost deschis oficial de Lily Rose Depp, fiica în vârstă de 17 ani a lui Johnny Depp și a Vanessei Paradis, și de regizorul iranian Asghar Farhadi. Premiera serii a fost Fantomele lui Ishmael, o dramă cu Marion Cotillard în rolul principal, regizată de Arnaud Desplechin. Pelicula a fost considerată greoaie de criticii de specialitate, în ciuda distribuției de excepție. Juriul este condus anul acesta de regizorul spaniol Pedro Almodovar. Will Smith a fost de departe cea mai exuberantă prezență din juriu, glumind cu reporterii și cu starurile pe covorul roșu. Festivalul de film de la Cannes este cel mai important pentru cinematografie. În primul rând, sunt încântat să fiu aici pentru că pot învăța foarte multe. Cele mai bune filme înscrise în competiție vor fi votate printre alții și de una dintre cele mai aclamate actrițe ale momentului, Jessica Chastain. Marele premiu Palme d'Or va fi acordat la finele festivalului pe 28 mai. Pe covorul roșu au strălucit actrițele Julianne Moore, Susan Sarandon, Elle Fanning, dar și supermodelul Bella Hadid, cu un decolteu generos și cu o rochie care nu a vrut să stea locului.